Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Ne vom întoarce cumva la temele din sănătate și asta pentru că duminică viitorii medici au trecut printr-o serie de emoții, au susținut examenul de rezidențiat, dar pe de altă parte suntem foarte curioși pe partea a doua să vedem care sunt noutățile la Colegiul Medicilor din Iași și ce activități desfășoară în această perioadă. Vom afla de la invitatul meu, însă acum ne oprim pentru prima parte, la invitata mea, este vorba despre domnul profesor universitar dr. Luminița Smaranda Iancu. Este prorector și responsabil cu studii postuniversitare, dar și coordonator al Direcției de Studii Microbiologie și iată și medic șef la Centrul Regional de Sănătate. Îi spun bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Așa cum vorbeam și înainte, e o titulatură lungă, dar se pare că aveți în atribuții câteva lucruri de făcut și câteva funcții foarte bine meritate, sunt convinsă, dar ne vom opri acum pentru moment la examenul de rezidențiat de duminică, să ne povestiți cum ați reușit să-l desfășurați iată în contextul pandemiei. Da, într-adevăr a fost o încercare și pentru noi și pentru celelalte centre universitare, 5 la număr, în ideea în care, pe de o parte, numărul de candidați a fost mai mare comparativ cu anii trecuți. Anul acesta este al 5-lea an în care mă aflu în această postură, respectiv de președintea Comisiei Locale de Rezidențiat. Și dacă în urmă cu câțiva ani aveam între 1500-1800 de candidați, anul acesta am avut 2116, care, așa cum spuneați, în contextul pandemiei, trebuie distanțați. Trebuie să asigurăm în sala de examen, pe lângă distanță și păstrarea regulilor privind purtarea corectă a măștii, termometrizare și aceste reguli au fost respectate, desigur, și de candidați pe de o parte, dar și de noi, cei aproape 700 de persoane, cadre didactice și personal auxiliar, care în diverse comisii am reușit să pregătim cu multe zile înainte zilei de concurs propriu-zise, 15 noiembrie, tot ce însemna logistică, începând cu supravegherea sălilor, cu comisia de multiplicare a tezelor, cu scanarea acestora și, desigur, cu multe alte, să spunem, dedesubturi care vin să asigure infrastructura și logistica unui concurs de așa dimensiuni. Desigur că Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași se bucură de spații generoase, inclusiv prin deschiderea clădirii Nicolae Leon în decembrie anul trecut și cu toate acestea a trebuit să beneficiem de suportul prietenesc, colegial al Universității de Medicină Veterinară, a Universității Cuza și Universității Tehnice, care ne-au pus la dispoziție săli, numărul de săli pregătite fiind 73, iar în anii trecuți aveam 34-35. E clar, deci realizați diferența și pentru toate aceste săli trebuia să pregătim aceleași condiții și ne bucurăm că am făcut-o. Vreau să vă spun că în pofida acestei pregătiri, repet, riguroase, zilele trecute, după data de 15, un comentariu pe Facebook se plângea despre groaznica noastră organizare. Identificând persoana, am vorbit cu șeful de sală, cu supraveghetorii și am întrebat ce s-a întâmplat în sala aceea. Candidatul spune că a stat la 15 grade. Șefa de sală mi-a spus că și-a dat sacoul jos pentru că se putea sta în cămașă, era prea cald, iar o altă colegă într-o rochie cu mânică scurtă. Deci, pur și simplu, am fost revoltată. În momentul în care și noi și universitățile partenere, sala era la universitate parteneră, să te plângi de proasta organizare când știu câte zile, sute de oameni ne-am pregătit. Și chiar în dimineața examenului, domnul rector personal s-a preocupat să vadă dacă
în sălile unde cu câteva zile ni s-a semnalat că nu este chiar foarte cald, dacă s-au făcut demersurile respective și s-a mai încălzit sala. Și dacă totul este în regulă, pentru că chiar dacă nu erau universitățile noastre, noi eram gazda acestor copii. Da, îi numesc încă copii, sunt foștii noștri absolvenți majoritatea. Trebuie să avem și astfel de personaje pe scena noastră, viitori medici, până la urmă trebuie să avem și un punct critic. Bine, acum să fie și realist acest despre asta vorbeam, în momentul în care nimeni nu-i perfect, poți să semnalezi o eroare, o greșeală, dar nu în condițiile în care chiar lucrurile s-au desfășurat foarte bine. Așa e, și iată, cu această desfășurare de forțe impresionantă și cu săli mai multe, trebuie să ne bucurăm că am observat că avem și un punctaj foarte bun pe Iași, văzusem că e al doilea după București, orașul nostru. Da, nu este relevant. Într-adevăr, noi ne mândrim că suntem pe locul 2, la un punct diferență. Dar să reamintim un lucru, candidații de la București au fost 4300 și pe medicină au fost măcar 2000 și deci dublu ca la Iași. La Iași au fost 1088. Deci în momentul în care într-un grup sunt 1000 de candidați și într-un grup sunt 2000, va fi interesant de văzut, după ce se face clasamentul național, care este locul universității când toți candidații sunt puși în discuție cu mediile și punctajele lor. Dar până la rezultatele finale mai așteptăm puțin, nu știu cam cât durează această procedură, dar oricum e... În aceste zile se va finaliza. Luni a fost ziua de contestații și mă bucur că mă întrebați, poate și dintre candidați ne ascultă. Sunt unii candidați care nu au înțeles că există niște reguli de respectat. Comisia Centrală a fost foarte clară și din timp a anunțat posibilitatea depunerii de contestații doar online și prin fax, desigur, ca să evităm orice contact inutil și să punem candidații pe drumuri. Până pe 16 noiembrie, deci luni, la ora 16. Asta înseamnă ora 16:00. Am primit... Nimic după ora 16 nu mai este luat în considerare. Nu, asta e clar. Am primit contestații și astăzi. Am primit completări la contestații care ne spunea că nu este mulțumită de maniera de formulare a întrebărilor. Dar nici măcar la care dintre ele. Ce variantă a avut, deduceam din prezentarea candidatului. Nu asta era important. Astăzi a revenit fiind revoltată că nu i s-a luat în considerare contestația. Noi la Comisia Centrală am trimis formularea candidatei cu copy și paste. Și astăzi când vine cu completări punctual la întrebarea X, Y, Z, aș fi vrut așa, ar fi trebuit așa, acele completări ar fi trebuit să fi fost adăugate contestații inițiale. Mai pot momentul fi luate care, în considerare. Și chiar candidați, știți, am greșit adresa. Vă rog să îmi luați în considerare contestația. Deci, cu mare părere de rău, nu putem să încălcăm regulile. În momentul în care s-a stabilit o dată, o oră, cu minute, am centralizat toate contestațiile și le-am transmis Comisiei Centrale. Adică sunt candidați care pleacă de la reaua noastră credință, că nu am citit contestațiile, că nu vrem să le mai luăm în considerare contestații depuse pe 17 și pe 18. Comisia de contestații nici nu mai există. Ea și-a încheiat activitatea luni seara după ce au terminat de rezolvat contestațiile depuse în timp. E clar, vorbim de un strop de atenție din partea candidaților, poate pe viitor va fi o lecție pentru viitoarele generații. Pentru următoarele generații, clar, dar iată că tot despre studenți vorbim, tot despre viitorii medici și despre evenimente frumoase și vești bune. Asta pentru că ne aflăm cumva și în săptămâna mondială a conștientizării privind rezistența la antibiotice, motiv pentru care veți organiza un seminar foarte interesant online. Bineînțeles, asta era de așteptat, că toate evenimentele s-au mutat în online și care cu siguranță va avea succes, pentru că e un subiect sensibil care cumva e căutat de toată lumea să găsească răspunsuri la întrebările referitoare pe acest subiect. Da, studenții noștri, cei din societatea studenților de la Facultatea de Medicină, m-au rugat în urmă cu câteva săptămâni să gândim împreună o astfel de activitate.
Știind de pe atunci că 15 noiembrie este ziua de foc a universității, cel puțin din punctul meu de vedere ca responsabil cu activitatea postuniversitare, am programat această conferință care va avea loc în această seară, în ideea în care după 15 noiembrie voi avea, să spunem, mai mult timp să... Nu numai timp, dar și gândul și inima mai apropiată acestui subiect, pentru că trebuie să te degajezi puțin de stres ca să poți să fii liber în gândire și exprimare. Din mesajul primit de la studenți am înțeles că s-au înregistrat mai mult de 1100 de doritori. Sunt studenți nu numai de la medicină, de la universitatea noastră, ci și de la medicină dentară sau farmacie, nu numai din Iași, din toate orașele importante ale țării și centrele universitare. Și chiar îmi relatau că există o înscriere din partea unui student din domeniul tehnic sau a medicilor rezidenți sau chiar specialiști. Desigur că informația pe care am primit-o dimineață la prima oră este foarte utilă, pentru că am timp să-mi regândesc prezentarea, indiferent ce slide-uri conține. Discursul unui vorbitor trebuie să fie foarte bine nuanțat pe grupul țintă. Una e să fie doar student la medicină, și aici devine greu, pentru că un student în anul 1-2 are niște cunoștințe, unul din anul 5-6 altele. Altele sunt așteptările unui student de anul 6, care mâine devine medic și ar dori o abordare mai detaliată sau mai sofisticată. Nu mai vorbesc despre medicii rezidenți. Dar în momentul în care chiar și de la alte facultăți, mă refer la medicină dentară și farmacie, chiar dacă și ei fac microbiologie, ei au o parte generală și niște cunoștințe importante în domeniu, dar alte cunoștințe de microbiologie pentru specialitatea lor viitoare. De aceea va fi o încercare grea această prezentare. Organizația Mondială a Sănătății numește rezistența la antibiotice unul dintre cele mai importante subiecte. Sau cea mai mare problemă din medicină, mai văzusem un comentariu da, pe tema aceasta. Eu consider nu că este una printre cele mai importante, de mai bine de 10 ani eu le spun la studenți că este cea mai importantă. Pentru că indiferent ce specialitate are un medic, nu există să nu aibă de a face cu administrarea de antibiotice, poate nu la pacienții lui, dar măcar pentru familia lui. Și această cunoaștere ajută tuturor specialităților, pentru că prin flora noastră normală, microbiologia are legătură până și cu psihiatria sau endocrinologia, pentru că sunt... Se leagă între ele până la urmă. Se leagă între ele prin dovezi științifice, respectiv microorganismele din colonul nostru, metabolismul lor, ar împreună cu alți cofactori, ar putea să explice chiar schizofrenia sau autismul. Da? Deci stăm prost ca țară, de aceea subiectul pentru noi este și mai important comparativ cu țările nordice. Și cred că în contextul acesta al pandemiei e și cu atât mai mult mai important, pentru că discutăm cumva și de tratament, poate... Și de prevenția suprainfecțiilor bacteriene la un bolnav cu infecții virale, de bună seamă, dar până la pandemie și în context pandemiei și după aceea, noi trebuie să realizăm și să ne punem întrebarea de ce România este în fruntea clasamentului privind rezistența la antibiotice. Desigur că discutăm de utilizare nepotrivită, excesivă sau când nu trebuie, așa. Acest lucru nu este valabil doar în România. Sunt studii foarte serioase care afirmă că în Statele Unite 50% din ponderea antibioticilor administrate este administrată inutil. Bine, dar cred că ne-am mai domolit puțin acum de când cu eliberarea rețetelor. De mulți ani există această legislație care indică foarte clar eliberarea de antibiotice strict pe rețetă medicală. Și, de bună seamă, trebuie făcute mult mai multe lucruri, începând cu activități de educație, de promovarea sănătății, cum se cheamă acum, nu se mai cheamă educație sanitară de mult, în momentul în care chiar tinerii studenți și viitorii medici trebuie să aibă cultura administrării, să spunem, antibioticilor corecte și, de asemenea, o parte foarte importantă în această discuție este populația. Pentru că întotdeauna trebuie să te gândești cui administrezi aceste antibiotice. Sunt pacienți care dacă nu primesc în rețetă antibiotice eventual și injectabile, nu ești medic bun.
Și sub această presiune, nu de puține ori, medicul este puțin forțat să administreze antibiotice, chiar dacă știe că nu este corect că o face. Deci este o strategie sau o cauză-efect comunicată de mai multe țări. Aici lucrurile sunt mai complicate și mai ample, pentru că discutăm de strategii și politici de sănătate. Nouă medicilor ne revine misiunea să arătăm care ar fi posibilele soluții cu argumente foarte solide, astfel încât decidenții care sunt cei care creionează legislația în țara asta să și ne ofere cadrul legal în care să ne desfășurăm. Cei care prescriu antibiotice, cei care testează, pentru că să nu uităm că și testarea sensibilității la antibiotice este importantă, și discuția este puțin mai complicată decât doar că este un abuz de antibiotice. Nu uitați că în ferme de păsări sau de animale, de porcine, da, de animale în general, se știe că administrarea de antibiotice în cantități importante, deci tone în furaje, crește viteza cu care câștigă în greutate un animal sau o pasăre și, în plus, îi protejează de niște îmbolnăviri. Deci aici discutăm despre un beneficiu economic vizibil, logic și nu greu de demonstrat. Dar cu efecte negative asupra omului, nu? Nu uităm că noi mâncăm acea carne, clar. Acele antibiotice se răspândesc și în mediu prin dejectele păsărilor și animalelor și în această ecuație sunt mai mulți actori, nu numai medicii care super prescriu antibiotice sau pacienții care abuzează de utilizarea lor. Da, e un subiect foarte amplu și sunt foarte interesată cumva să-l mai dezbatem și în alte ediții, dacă o să mai aveți disponibilitate să participați la noi. Bun, astăzi la eveniment, pe ce veți pune accent foarte mult? Cum v-ați gândit că va fi această discuție cu participanții? În principiu, trebuie să discutăm despre problemă arătând cam care sunt cifrele, cam care sunt, de exemplu, cauzele de deces asociate cu rezistența la antibiotice, pentru că statisticile și publicațiile sunt foarte clare. Și plecând de la identificarea problemei, pentru că nu este un subiect ales, doar că este săptămâna conștientizării acestui subiect a rezistenței la antibiotice, și mai departe să reamintim că începând cu 1928 și până în zilele noastre, în pofida unor fonduri și a unei infrastructuri pe cercetare focusată pe descoperirea de noi antibiotice, cu excepția, să spunem, unui pic în jurul anilor 80, în ultimii 5-6 ani, numărul de noi antibiotice descoperite este foarte mic. Ori, în paralel cu acest trend descendent, bacteriile, care sunt foarte inteligente, au dezvoltat alte mecanisme sau și-au perfecționat mecanismele deja existente de rezistență la antibiotice, și să ne uităm că bacteriile sunt mai buni tovarăși decât noi. Ele se ajută unele pe altele. Nu numai prin a împărtăși aceste gene de rezistență, dar prin a-și împărtăși produși de metabolism, fără de care alte bacterii nu trăiesc. Deci se pare că în această competiție, deocamdată, viteza de accelerație a rezistenței este mai mare decât capacitatea noastră de a o limita. Ori dacă punerea pe piața unui antibiotic poate să dureze și 5-10 ani, pentru că așa cum s-a făcut frecvent vorbire în aceste luni de ce durează obținerea unui vaccin atât de mult, și pentru vaccin și pentru orice medicament, pașii sunt aceiași, cu aceleași faze și cu aceleași testări pe voluntari de la 10 la câteva mii, deci inclusiv de la acea dificil de obținută aprobare de la Food and Drug Administration și în general a obține un nou antibiotic poate să-ți ia și o săptămână, două, ca și proces chimic. Însă a verifica efectele acestui antibiotic și a vedea și efectele adverse și tot ce înseamnă ca pași logici în cercetare pentru a obține aprobarea unui nou antibiotic înseamnă ani de zile și miliarde de dolari.
Da, și în contextul, mai ales în contextul acesta, iată, e un subiect foarte sensibil și cu siguranță veți aborda și pe parcursul discuției cu participanții la seminar, iată, contextul acesta pandemic, dar sunt foarte curioasă să vedem dacă ați fost cumva afectați de acest COVID pentru desfășurarea activității per total, mă refer aici, și pe Centrul Regional de Sănătate și pe direcția... Și la universitate? Și la universitate, deja am înțeles, lucrurile au intrat cumva într-o normalitate, cumva lucrurile le-am înțeles, dar pe partea cealaltă, iată că sunteți și din partea Direcției de Studii Microbiologie și pe Centrul Regional de Sănătate, v-a fost afectată activitatea? Da, sunt șeful disciplinei de microbiologie, cum se spune, să spunem, în legislația veche, acum se cheamă Direcție de Studiu. Aici lucrurile au fost, să spunem, nuanțate, ajustate conform strategiei universității și a facultății. Pe lângă aceste, să spunem, activități pe care le întreprindem vis-a-vis de spațierea, să spunem, studenților în bănci, și faptul că doar cursurile sunt online, nu am făcut-o chiar după cum am crezut noi, ci am plecat de la ordinele de ministru care reglementează acest lucru. Avem pe universitate o procedură și un plan de măsuri ajustat și nuanțat pentru fiecare facultate și ca responsabil pe universitate cu această activitate, cam pot să vă spun că ea a fost precedată și nu am așteptat ordinul de ministru în septembrie. Foarte curând după declanșarea pandemiei, domnul rector s-a întrebat, totuși noi suntem universitate de medicină. Haideți să avem un grup de lucru de experți care să publice periodic materiale și sfaturi pentru studenți și cadre didactice, încât să știe toată lumea ce are de făcut, cum poartă mască și așa mai departe, inclusiv mesaje, să spunem, administrative, dar și științifice. Am avut acest colectiv care și-a încetat activitatea în momentul în care prin legislație există responsabili pe universitate și pe facultăți și nu cred că a fost nepotrivit, pentru că mulți dintre privitorii din afară se întrebau, dar de ce le trebuie mediciniștilor cineva să le dea sfat cum să poarte masca. Tinerii nu întotdeauna conștientizează că ei sunt medicii de mâine. Nu întotdeauna, după ce iese de la oră, chiar că respectă regulile. Și trebuie totuși să le spună cineva cum se face, când se face, care sunt condițiile, care sunt regulile și așa mai departe. În ceea ce privește Centrul Regional de Sănătate Publică, este fostul institut de igienă care a fost înființat în 1930 și care prin reorganizare a devenit parte componentă a ceea ce auziți în fiecare zi ca instituție, Institutul Național de Sănătate Publică. Din martie, în laboratorul nostru de biologie moleculară, cu ajutorul unei colege de la disciplină care are ca și mine integrare în această instituție, lucrăm și noi probe COVID, dar nu am fost atât de mediatizați, că toată lumea știe de Spitalul de Boli Infecțioase, de CEMEX din cadrul universității sau de IRO. Și noi am lucrat și lucrăm în fiecare zi și am pus și noi umărul, să spunem, la această activitate. Iar medicii epidemiologi care fac și au și făcut de la începutul pandemiei o activitate mult mai anonimă decât testele de care măcar a mai auzit cineva, ei sunt printre medicii detașați și la Suceava și în alte zone fierbinți și au stat acolo zile și săptămâni ca să ajute colegii epidemiologi în anchetele epidemiologice și numai, care sunt sau am complex. Fost în punctul de legătură cu populația la Tel Verde sau când institutul ne-a mobilizat să detașăm persoane în centrul București. Deci este o instituție mai mică care de la peste 200 de salariați în prezent are doar 80,
mai anonim își face activitatea din umbră, ca să zic așa. Din umbră, cum bine spuneți. Da, a fost o discuție foarte interesantă. Din păcate, timpul este dușmanul nostru și trebuie să vă mulțumim pentru prezență. Sperăm ca data viitoare să ne vedem fără măști și să vă răpim un zâmbet de pe chip, așa. Da, dar trebuie să fim bune exemple. Da, trebuie să fim bună seara. Da, să fim bune exemple pentru cei de acasă și să cumva să încercăm să purtăm masca ori de câte ori ieșim și intrăm în contact cu diverse persoane pentru a ne proteja viața și sănătatea. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim aici pe partea a doua cu cel de-al doilea invitat. Ne-am întors, suntem la Școală și Sănătate și, așa cum v-am promis încă de la începutul ediției din această seară, vom discuta pe a doua parte despre activitatea, iată, în contextul COVID de la Colegiul Medicilor din Iași, dar și subiecte legate de medicii de familie, pentru că l-avem aici alături de noi pe domnul conferențiar universitar dr. Liviu Oprea, este președintele Colegiului Medicilor din Iași și spun bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, sunt onorat din invitația dumneavoastră și mă bucur să fim împreună. Și aici. Pentru noi este o bucurie că ați acceptat și iată faptul că putem discuta niște subiecte foarte interesante, de altfel sunt câteva subiecte calde, le-aș putea numi, pe care ar trebui să le abordăm, dar până să intrăm așa în lucruri foarte interesante, vreau să facem așa un pic o mică introducere. Cum a fost perioada aceasta pentru Colegiul Medicilor pe activitate, mă refer? Iată, a trebuit să ne reorganizăm. Că, practic, pe medicina de familie e total diferită discuția. Eu, sincer, la colegiu n-aș prezenta activitatea ca fiind una cu un impact afectat, a fost afectat pozitiv, pentru că o serie de lucruri care de multă vreme doream să le facem și care acum au devenit oarecum realitate, adică să introducem cât mai mult lucratul de la distanță, în sensul colegii să nu trebuiască să vină la noi, să-și depună hârtii, actele pentru avizări, să ceară și să folosim mai mult mediul online. Iată că de data asta a existat presiunea necesară pentru ca lucrurile astea să se întâmple, încât ne-am definitivat partea de informatizare a colegiului. În momentul ăsta, poate nu în totalitate, dar în proporții de 60-70%, colegii au acces la un cont al lor al colegiului pe care poate să-și transmită actele pentru diversele documente de care au nevoie. Cei care încă n-au acces la contul ăla, îl trimit pe e-mail și tot obțin în sistem online. Deci am scăzut foarte mult venitul colegilor. Birocrația, cred că mai degrabă. Birocrația nu e scăzută, pentru că documentele trebuie trimise, dar am scăzut deplasările de acasă până la colegiu. Încât, din perspectiva asta, să zic... Aveți un plus. Da, un este plus. Un lucru bun, da, sigur, care s-a întâmplat. Așa că, și în rest, ne-am desfășurat activitatea absolut obișnuit. Colegiul nu s-a oprit nicio zi din perioada asta, încât... Și fără incidente. Bun, pe partea de medicină de familie e o altă discuție. Cumva aici sunteți un pion principal și un prim contact cu o persoană posibil infectată cu SARS-CoV-2 și atunci e clar că a trebuit să vă luați toate măsurile care sunt la nivel de țară și trebuie să le respectăm. Trebuie să ne luăm toate măsurile care am putut să le luăm la nivel de țară, pentru că, așa cum știți, în medicina de familie n-a existat niciun fel de sprijin guvernamental până în prezent în ce privește echipamentele sau lucruri de genul ăsta. Dar colegii au făcut eforturi financiare semnificative și sigur s-au achiziționat toate echipamentele de protecție, ceea ce este un lucru bun. Sigur că am încercat să organizăm în măsura în care este posibil, pentru că cabinetele de medicină de familie nu îndeplinesc, nu au locații care să permită circuite foarte bune sau nu se pot organiza ca în spitale, dar am organizat de asemenea manieră încât să fie un contact minim între pacienți, să există o programare mai bună, să nu, în fața fiecărui cabinet să nu fie mai mult de un pacient care iar unul înăuntru, încât contactul dintre posibili pacienți să fie. În rest avem sisteme de dezinfecție în așa fel încât să nu avem probleme cu posibilele infectări. Sigur că e de luat în considerație faptul că, spre deosebire de locurile în care se lucrează cu COVID efectiv, noi suntem, poate și ar trebui spus lucrul ăsta, suntem singurul loc în care un pacient poate să vină fără să îi se ceară un test. În restul oriunde s-ar duce, dacă nu are un test negativ, îi se va face și după aceea va intra într-o instituție. Aici mă refer în special la spital, la noi nu-i cazul, la noi pot veni fără să existe un test, ceea ce este un beneficiu pentru pacient, dar în egală măsură este un risc pentru noi, pentru că trebuie să tratăm fiecare posibil pacient din fața noastră, ca un pacient posibil
infectat, posibil pozitiv din perspectiva virusului SARS-CoV-2. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Lucru care încercăm să-l facem și să ne vedem de activitatea noastră mai departe. Da, problema cea mai mare se pune la pacientul infectat și fără simptome și care poate veni și, bine, asta e clar. Sau cu simptome minore. Sau simptome minore și să nu fie tocmai COVID sau să nu fie altă problemă. Poate să fie sau poate să nu fie. Să nu fie, dar ideea e că e bine că aveți acele echipamente, bine că vă protejați. Sigur. Asta sigur. Cumva... Asta o facem. Ne protejăm și nu ne protejăm numai pe noi. Protejăm în primul rând și ceilalți pacienți, pentru că consecințele unui medic de familie care devine pozitiv sunt consecințe semnificative. În primul rând că poate contamina alți pacienți. În al doilea rând, pentru că dacă se oprește în activitate 2 săptămâni, este foarte greu ca cineva să fie înlocuit în momentul ăsta. Numărul de medici de familie din comunitate este mult mai mic și în continuă scădere. Noi am scăzut ca număr în ultimii 4 ani cu peste 15% în județul Iași, deci am fost 450 în 407. Dar care ar fi explicația? Pensionare sau ce anume? Este o specialitate care are o vârstă medie peste 55 de ani. Deci foarte multă lume se pensionează, din spate se formează puțin rezidenți și atunci sigur că asta duce la o scădere a numărului și a mutării doctorilor dinspre mediul rural spre mediul urban. Fiindcă de fiecare dată când se eliberează un cabinet și se vinde un praxis în mediul urban, cineva din mediul rural îl va cumpăra și mediul rural va rămâne cineva fără doctor. Lucru care știm se întâmplă de 4-5 ani. Și la momentul de actualitate și la momentul în care vorbim acum în mediul rural, există această problemă cu medicii de familie că sunt foarte puțini și sigur că pentru există. Un număr foarte mare de locuitori. Nu știu dacă e numai decât pentru un număr foarte mare de locuitori, cât pentru un număr de locuitori care sunt împrăștiați pe o suprafață foarte mare. Fiindcă, de exemplu, noi în momentul ăsta avem două comune fără doctor, dacă este să vorbim la modul puteți onest. Puteți să ne spuneți care ar fi acestea? Sincer, nu le știu pe de rost în momentul ăsta, dar sunt 2 comune sau 3 comune fără doctori. N-aș vrea să dezinformez și atunci mai bine nu da, spun. Dar nu, sunt, două sau trei fără doctori. Problema e că medicii au cabinetele în comun, în centrul comunei. Da. Da, ei, satele sunt la distanță. Da, și atunci nu e același lucru. De exemplu, și noi nu am pacienți numai decât mai mulți ca noi. Unii mai puțin, pentru numărul de pacienți ne asigurați în mediul rural mai mare decât în mediul urban. Dar pacienții sunt împrăștiați pe zone mult mai mari. Gândiți-vă că la noi dacă ai 2000 de pacienți, pot locui în câteva blocuri. Dacă este să facem, nu sunt împrăștiați în tot orașul, sau sunt, dar nu foarte mulți. Pe când în mediul rural nu este același lucru. Pe de altă parte, iată, odată cu pandemia aceasta, cred că și volumul de muncă s-a mărit foarte mult pentru medicii de familie. A crescut ca și complexitatea. În primul rând a crescut ca și complexitate. Pentru că pacienții se adresează, dacă înainte se duceau foarte mult spre, sau mult mai mult spre spital sau alte servicii, în momentul ăsta pacientul preferă să-și rezolve problemele cât mai mult local sau uneori chiar nu are cum să ducă în altă parte. Pentru că numărul de proceduri elective în spital în continuare sunt limitate. Nu e același lucru ca și înainte de pandemie. Din perspectiva asta, cazurile de multe ori sunt mai complexe decât înainte. În al doilea rând, sigur că de aproximativ 4 luni, eu știu că guvernul spune că noi de acum ne apucăm de monitorizarea pacienților, dar în fapt nu e așa. Noi monitorizăm pacienții cu... De la bun început, cred că... Poate că nu de la bun început, pentru că erau puțini și pentru că erau internați în spitale la vremea respectivă, dar dacă vă aduceți aminte decizia Curții Constituționale care a zis pacientul nu poți ca să-l obligi să stea în spital, pacienții au plecat din spital de-a doua zi un număr semnificativ. Toți acei pacienți, ce credeți că au făcut? Ne-au dat telefon și ne-au zis suntem acasă, rămânem să discutăm. Deci asta se întâmplă de la acea decizie, cred că sunt vreo 3-4 luni de când se întâmplă lucrul ăsta în mod constant, iar acum sigur când pacientul nu se mai internează decât dacă are o formă medie sau gravă, numărul de pacienți care avem noi este semnificativ mai mare, în medie 15-20 la fiecare medic de familie. Cam asta este situația dacă vorbim mai de pacienții cu care sunt acasă. Și sigur că asta este adăugat la pacienții pe care îi vedeam în mod obișnuit. Bun, dacă ar fi să discutăm despre, nu știu, probleme, cred că e mult spus.
Cu ce se confruntă acești medici de familie? Care ar fi principalele lor probleme în perioada aceasta? Că dumneavoastră cu siguranță ați mai stat de vorbă cu ei, plus că sunteți și dumneavoastră medic de familie și sunteți acolo. Aș pune trei probleme semnificative. Una dintre ele este legată de procedurile de control al infecției, pentru că asta îngreunează activitatea medicală. Al doilea lucru care este foarte semnificativ este avalanșa de acte. Deci este o parte administrativă, dar care vine peste partea noastră profesională. Spre exemplu, comunicarea cu, nu neapărat comunicarea în sensul uman, ci comunicarea actelor de ordinelor de ministru, ordonanțelor de urgență, toate lucrurile care reglementează ce se întâmplă în medicină în general și medicina de familie în particular, sunt neclare, sunt transmise frust, evaziv, nu neapărat evaziv, dar știți cum e o mare greșeală că medicina e reglementată de politicieni, dar asta e alt subiect. Dar modul cum sunt scrise acele documente, da, scrise de avocați, noi suntem doctori. Și doctorii sunt învățați să citească medicină, nu să citească ordine de ministru. E o altă meserie. Și sigur că toate lucrurile astea îngreunează. Și plus că sunt confuzii. Dau niște exemple simple. Când a fost chestia cu decizia Curții Constituționale, luăm asta cu câteva luni în urmă, ei au zis, da, poate să iasă din spital, s-au dus acasă. Dacă să stai omul acasă, trebuie să stai în concediu medical. Ei nu reglementaseră cum se dau concedii, la ce vreme, acum e reglementat, dar atunci nu era reglementat. Cum se dau concediile medicale la pacienții care stau acasă. Dacă n-au fost în spital. Nu, ei aveau reglementat ce se întâmplă dacă stă în spital până se negativează. Deci, și n-au rezolvat problema într-o săptămână și foarte mulți oameni au rămas într-o situație, ce facem? Dăm concedii, ținem acasă, le spuneți duc la serviciu, până se infectați, cum se duce la serviciu? Toate discuțiile astea care sunt. Plus cozile care se formau în țară la cabinete, că văzusem câteva materiale pe tema aceasta. Acum, de exemplu, a apărut o altă discuție că trebuie să semnăm nu știu ce contract în plus, suplimentar pentru monitorizare. Transmițând contractul, din punctul meu de vedere, este abuziv și care este obligatoriu, spun ei. Din fericire, nu este nicio sancțiune dacă nu semnez. Și creindu-se ideea că dacă nu semnez contractul, atunci refuz ca să monitorizez pacienții. Sau nu vrei să te apuci de ei, dar noi îi monitorizăm de câteva luni. Și monitorizăm și acum chiar dacă n-am semnat acel contract. Contractul ăla de ce este abuziv? Păi este abuziv din cauza că el îți spune că trebuie să vezi pacienți, că îți reglementează cum să vezi pacienții și îți spune o sumă de bani pe care trebuie să o câștigi. Dar noi nu aveam nevoie de contractul ăla, fiindcă noi trebuiam și eram obligați să vedem pacienții noștri în baza contractului cu casa de asigurări în mod obișnuit. Nu era nicio nevoie de alt contract. Sigur că este în primul rând neconstituțional să fie un contract. Un contract este un contract civil. Nu poate fi decât prin voința părților, nu poate fi obligatoriu. E menționat că e obligatoriu. Și în al doilea rând este abuziv pentru că tu aveai un contract cu casa de asigurări prin care trebuia să-ți monitorizezi pacienți, pe care noi monitorizăm de luni de zile în forma asta. Și acum ne trezim că nu mai poți să monitorizezi după contractul tău. Ei, toate lucrurile astea intervin se suprapun peste activitatea medicală, îngreunând-o, pentru că parte din activitatea medicală, fiind reglementată, actul medical nu se va desfășura cu aceeași fluență și normalitate ca un act medical între un pacient și un doctor. Da. Asta este a doua chestie complicată. Mă șochează lucrurile astea. Mai ales în contextul în care un mare domn a spus și citez, vinovați suntem toți de ceea ce se întâmplă în sistemul medical din țară. Nu vreau să comentez această afirmație, dar sunt niște lucruri foarte greu de gestionat. Adică, așa cum spuneați, avem nevoie de oameni specialiști pe domeniu. Adică, nu cum spuneați, avocatul care ți face acel ordin și ți-l transmite și tu trebuie să-l execuți. Asta e clar. Bun, acum, subiectul care arde cel mai tare, părerea mea, că e de actualitate. Faptul că a tras un semnal de alarmă privind cine își asumă răspunderea în momentul în care un pacient este pe COVID, ajunge la spital, cine trăiește, cine moare, cam asta e. Da, sigur, aia e o problemă foarte serioasă. Mai mult decât serioasă, pentru că făcând o completare, tot la dumneavoastră ați venit și ați spus că, iată, puteți fi acuzați de ucidere din culpă. De discriminare și sau discriminare. Chiar de malpraxis. Și malpraxis sunt trei lucruri foarte grave. Și separate. Exact. Adică poți să fii acuzat deodată de trei lucruri. Exact. Și până acum nimeni nu a ieșit să spună nimic. Am mai spus-o noi în aprilie, dar atunci, din cauza că nu erau atât de pline în secțiile de terapie intensivă, lumea nu l-a sezizat în sensul real. Noi în aprilie am spus același lucru.
De ce am spus în aprilie? Am zis că este normal să atenționez cu autoritățile ca să ia din timp, să aibă timp să facă lucrurile. Ați venit cu o sugestie foarte bună și realistică. Era chiar o obligație. Da, pentru că medicina și cum se practică, asta știm. Dar când e vorba de... Legislativ. Când este vorba, nu numai de legislativ, dar când este vorba de lipsă de resurse, apare ceea ce se cheamă raționalizarea resurselor. Ceea ce plastic ar fi, avem un singur ventilator și doi pacienți care au nevoie de el, pe care îl punem. Care îl pui de acolo? Ei, aici este o discuție care în mod obișnuit nu există. De ce? Fiindcă în mod obișnuit toți pacienții au acces la resurse. Dacă n-au acces la resurse, vor fi văzut de toți deodată, vor face niște mici prioritizări, până la urmă vor fi văzut toți, dar cei mai gravi îi pui prima dată și pe un ulterior pe ceilalți, ca să salvezi viețile. Face o rotație, cumva. Dar se întâmplă. Da, da. În momentul când vorbim de resurse puține sau când vorbim de ceea ce se întâmplă acum în engleză, mass casualty, când este o problemă de masă, când ai foarte mulți oameni, nu mai funcționează treaba asta, funcționează exact pe invers. În ce sens? În sensul că ce s-a întâmplat și în Anglia, și în Franța, și în Italia, și în Statele Unite, este să, în primul rând, să dai prioritate pacienților cu șansă mare de supraviețuire, adică cu alte cuvinte, celor mai puțin gravi, în detrimentul celor care sunt mai gravi. Asta este regula cealaltă, dar asta este o regulă care trebuie să-și o asume guvernul, nu doctorii. De ce guvernul? Fiindcă guvernul este responsabil de resurse. Guvernul este responsabil de resurse. Nu poate fi responsabil de resurse un doctor care se află într-un spital. Nu, asta sub nicio formă. Doctorul care se află într-un spital e responsabil de pacient. Și de activitatea medicală în sine. Și de activitatea medicală în sine. Când te afli într-o situație de genul ăsta, trebuie să existe niște criterii foarte clare după care pacienții sunt selectați. Dacă se ajunge la chestia asta nefericită și nu suntem departe de momentul ăla, s-ar putea ca în unele zone din țară să se fie și ajuns. Ei, dacă lași asta la îndemâna unui doctor pe legislația actuală, vă spun așa, nu este acoperit de asigurările de malpraxis pentru chestia asta? Nu este acoperit de legislația în vigoare? Nu este acoperit de absolut nimic. Și atunci, tu e după fix ce... fix cu mâinile goale în război, cam asta aș vedea. Și dacă face altceva decât făcea înainte de pandemie, ai putea să-l acuzi. Ceea ce este grav. Este foarte grav. Este anormal ca medicii să fie acuzați de chestii pentru care nu sunt responsabili ei. Ei sunt responsabili de activitatea medicală. Deci aici este obligator ca guvernul să ia decizii. Și cred că dacă în aprilie aveau timp mult ca să o facă, până acum nu s-a întâmplat nimic, acum nu cred că ne mai aflăm în aceeași situație. Deci sperăm că de data asta vor fi responsabili. Al doilea lucru care este foarte greșit în România e cel legat de depășirea competenților. Mai ales în condiții de resurse limitate. La noi există o obsesie a reglementărilor guvernamentale și în loc să fie o problemă a colegiului la nivel național și să spună astea sunt competențele doctorilor și ei practică în limitele competenței medicina, guvernul face tot felul de acte, tot felul de ordine de ministru, decizii în care definește tot felul de competențe. Dacă în viața obișnuită este greșit și atunci, dar nu este la fel de vizibil ca și consecință, acum este vizibil, fiindcă nu este problema numai a COVID-ului. Dacă resursele, doctorii, echipamentele, le direcționezi prin COVID, fiindcă asta e problema ta, evident că ceilalți pacienți rămân cu acces la resurse mai scăzut. Deci, fiindcă majoritatea s-au dus în partea altă. Vă dau un exemplu simplu. Nu vă imaginați că în România COVID-ul e tratat numai de infecționiști sau de pneumologi. Nu, sunt secții în țara asta unde COVID-ul este tratat la ortopedie, unde este tratat la dermatologie, în funcție de ce resurse au avut fiecare loc. Ei, doctorii respectivi nu au trecut legislativ în competența lor să trateze pacienți cu COVID. Dar o fac. Și o fac bine, nu e o problemă. Dar oricând pot fi acuzați de depășirea competențelor la pacienți care nu aveau amenințată starea de viață, că depășirea competenței voie când cineva are viața amenințată, poți face orice ca să-l salvezi. Dar dacă nu are viața amenințată, trebuie să te limitezi la competențele tale. Dacă competențele tale, prin legislația actuală, nu acoperă ceea ce faci, ai o problemă. Dar ție statul ți-a zis, ortoped, chirurg, etc., tratează COVID. Iar el, pe urmă, poate să vină și spune, dar n-avea competența să o facă. Și legislativ nu avea. Asta este una din probleme. Doi. Dacă tu ai închis anumite secții de spital sau se intră mai greu în spital în momentul ăsta, ceea ce este înțeles din perspectiva COVID-ului, evident că unii pacienți din comunitate nu vor mai avea acces, nu pacienții cu COVID, ceilalți care au și ei nevoie de ceva. Atunci, la serviciile medicale. Și atunci cineva își va depăși competența în afara spitalului.
iarăși neacoperit de malpraxis, neacoperit de nimic. Și aici trebuie, trebuie o judecată foarte, foarte corectă și în care să spunem, pe perioada pandemiei, ar trebui discutat dacă aceleași reguli care le aveam înaintea pandemiei mai pot merge. Și părerea noastră este că nu mai pot merge, iar când este vorba de resurse limitate și de depășirea competențelor fortuit, nu neapărat pentru că omul își pierde viața în momentul ăla, ci pentru că efectiv are nevoie de un serviciu medical, chiar dacă se vor da tratamente sub standard înseamnă mai puțin decât se dădea înainte, nu este din cauza doctorului, ci din cauza circumstanțelor în care practicăm. Și atunci sigur că atunci ar trebui să existe o suspendare a responsabilității civile pentru acele lucruri, pentru că medicii nu sunt vinovați de situația existentă. De ce e grav lucrul ăsta? Pentru că în România, pe lângă faptul că avem o lipsă de resurse materiale vizibilă, avem și o distribuție foarte, foarte greșită, foarte neechitabilă a medicilor în țară. Avem 11 orașe în țară unde lucrează 70% din doctori. 30% din doctori lucrează în restul țării. Deci dacă în Iași, să zicem, sau în București, sau în Cluj, sau în Timișoara, orașele unde lucrează cei mai mulți doctori... Cred că au pe considerentul populației, pe numărul noi de... Care sunt considerentele? Păi, dar luați de exemplu, unde... Luăm așa, București, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova și Târgu Mureș înseamnă jumate din doctori din România. Dar nu jumate din populația României. Clar. Și dacă mai luăm încă 5 orașe puțin mai mici, am ajuns la 70% din doctori. Iar populația nu este nici măcar de 30% în locurile astea. Poate 35-40%. Și atunci, sigur că în partea cealaltă, lipsa de resurse este mult mai evidentă. Și pe lângă resursa umană, iată și resursa materială. Ambele. Și resursa efectivă. Și atunci, sigur că doctorii sunt puși în situații foarte nefaste și nefastul este cu atât mai accentuat cu cât te duci mai într-o zonă mai puțin populată cu medici și care sigur că va avea și mai puține echipamente. Și atunci sigur că riscul de a avea acuzații de malpraxis sau de sau că ai discriminat pacient sau este mult mai mare. Mult mai mare, dar nu e din cauza doctorilor. E din cauza resurselor. Și noi susținem că atunci când resursele sunt limitate, fie materiale, fie umane, și se produc depășiri de competență sau îngrijiri sub standard, care nu sunt din vina doctorilor, ci din cauza circumstanțelor, ar trebui să fie regândită responsabilitatea civilă și toate lucrurile astea. Bun, eu sunt convinsă că dumneavoastră deja le-ați spus pe hârtie toate aceste sigur, probleme. Sigur, la guvern. Eram convinsă de acest lucru. Da, sigur. Ați primit în timpul acesta vreun răspuns? Nu. 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 Dar asta nu înseamnă că ei nu se gândesc la ce am spus noi. Glumesc, dar sper că așa se întâmplă. Da, e o chestiune foarte gravă, adică sunt niște lucruri pe care le trăim cumva, sunt niște lucruri reale și care mai târziu vor avea niște consecințe foarte urâte. Au consecințe și acum, pentru că de foarte multe ori principalul actor care este văzut ca fiind responsabil de ceea ce se întâmplă în medicină e doctorul, pentru că el este în prima linie a sistemului medical. Ceilalți, pacienții, ceilalți, cumva guvernul, interpunându-se între doctor și pacient, strică relația asta, care este o relație esențială. Esențială pentru starea de sănătate a nației. Este esențial, pentru că dacă oamenii nu mai au încredere în doctor, atunci nimica nu funcționează. Ei, culpabilizând actul medical și culpabilizând doctorii în mod constant pentru lucruri pentru care nu sunt vinovați ei, ci sistemul. Și asta e un lucru care noi l-am mai spus și vizibil. Uitați-vă la ce s-a întâmplat la Piatra Neamță. Nu, toate deci la Piatra Neamță este groaznic. Da, exact. Și sunt convinsă că toată țara sunt problemele sigur. Existente ca la Piatra Neamță. Adică... Sigur, dacă COVID-ul are marele avantaj, marele dar de a scoate la iveală toate prostiile care le-am făcut noi în anii ăștia. Tot ce este rău este scos la iveală și într-un fel e bine că e scos la iveală. Pentru că, uite, ar trebui să le reparăm. Bun, mai avem doar 2 minute sigur. La dispoziție. Îmi pare foarte rău că timpul trece așa de repede și problemele sunt foarte arzătoare. Sigur. V-ați gândit la câteva soluții concrete pentru rezolvarea acestor probleme? Din nefericire, colegiul, în afară de a face advocacy pentru doctor și implicit pentru pacienți, nu are ce să facă, pentru că actul legislativ este un act al Guvernului și al Parlamentului, dar noi nu vom înceta ca să scoatem și să urmărim, asta este obligația noastră, să monitorizăm practica medicală și o facem. Și sigur că de fiecare dată când găsim lucruri de genul ăsta, le vom spune public și le vom spune în egală măsură și guvernanților cu speranța că vor reglementa lucrurile respective. Iată și noi sperăm că poate și prin această emisiune pe
pe care am făcut-o astăzi, să ajungă unde trebuie și să se apuce de serios de treabă, pentru că, iată, țara noastră este într-o stare și într-o perioadă foarte grea. Atât la nivel de COVID cu pacienți, cât și pe parte de resursă materială și practic cu ce suntem dotați, că suntem cu mâinile goale, cam asta e adevărul. Îmi pare foarte rău de situația prin care trecem. Sperăm tare mult să ne revenim și să fim sănătoși. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați venit și că ați expus aceste probleme. Sperăm o rezolvare în curând. Sigur. Și să ne revedem cu vești bune, de ce nu? Mulțumesc tare mult și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Eu sper că o să fie cu vești bune, pentru că nu trebuie să vedem numai decât negativ. Toate astea sunt oportunități pentru noi să spunem niște lucruri și pentru guvern să le repare. Da, și să ia atitudine. Sigur. În al nouălea ceas, dar să le ia. Adică sigur, să, dar să vor rămâne în istorie că au schimbat ceva dacă vor face lucrul ăsta. Încât este binele tuturor. Mulțumim tare mult. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și până miercurea viitoare aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și purtați masca.